Avionul Doomsday al lui Putin, care îi permite să continue să conducă Rusia dacă izbucnește războiul nuclear, a fost văzut zburând lângă Moscova. Avionul special Doomsday al lui Vladimir Putin, care îi permite să continue să conducă Rusia în timpul unui război nuclear, a fost văzut zburând în jurul Moscovei în ultimele zile, scrie presa britanică. Imaginile surprind aeronava zburând la altitudine joasă peste periferia orașului. Avionul gigant din epoca sovietică nu are ferestre în afară de cabina de pilotaj și este cunoscut sub numele de Kremlinul zburător. În cazul unui atac nuclear, Putin ar fi capabil să conducă Rusia și să dea comenzi armatei sale pentru lovituri decisive de la postul de comandă din aer. Reapariția Doomsday este un semn că Putin vrea să trimită un mesaj de avertizare Occidentului, scrie Daily Mail. Oficialii ruși susțin însă că aeronava va fi prezentă la parada anuală de Ziua Victoriei din Piața Roșie și că este implicată în repetiții. Asta deși nu a mai fost văzută la un astfel de eveniment din 2010.